mașină, te rog frumos. Atenție și viteza mare. Păcat, erau copii tineri. Teribilism, viteză și alcool. O combinație fatală pentru foarte mulți tineri care au carnet. Băuți, cei 7 studenți implicați în acest accident se înghesuiau într-o singură mașină. Bântuiau prin puținele cluburi deschise din Mamaia. Într-un sens giratoriu, fata de la volan, o tânără de 24 de ani, a scăpat autoturismul de sub control. A paralizat de spaimă, parcă. Urmele de cauciucuri de pe șosea arată că mașina s-a dus glonț spre copacul de pe margine. Doi dintre pasageri au murit pe loc. Aveau 19, respectiv 20 de ani și erau din Tulcea. Au fost prea mulți, el a stat în brațele altuia de spate și acolo a fost impactul în dreptul lui. La intervenția a fost destul de dificilă din cauza durității materialului din care e confecționat autoturismul și din cauza poziției apropiate de copac. Supraviețuitorii au ajuns la spital, doi dintre ei în stare gravă. Medicii spun că își vor reveni. Peste zi, locul dramei s-a transformat în sperietoare pentru viitorii șoferi. Instructorii auto i-au adus în Mamaia pentru o lecție de neuitat. La câteva sute de metri distanță, fantoma unui alt accident nu le dă pace conducătorilor. La începutul lui februarie, alți 4 tineri au murit după ce s-au izbit cu mașina de un copac. Vehiculul de teren s-a făcut atunci scrum. Din superstiție, urmele încă vizibile ale dramei sunt ocolite de cei care trec pe acolo.